Spațiu public. Dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața, Tatiana Fischer, moderator, și Lilian Secară, regizor, vă invită în spațiul public. Astăzi, în vizorul nostru vor fi achizițiile publice, care reprezintă un domeniu extrem de vulnerabil la riscurile de fraudă și corupție. Înainte ca să vi prezint pe invitații din studio, țin să reamintesc, Republica Moldova a semnat în 2014 acordul de asociere cu Uniunea Europeană și s-a obligat să reformeze și să transparentizeze sectorul achizițiilor publice. În 2018, Guvernul Republicii Moldova a adoptat un plan sectorial de acțiune anticorupție pe domeniul achizițiilor publice, prevăzut pentru anii 2018-2020. Discutăm despre felul în care aceste documente și obligațiuni se aduc la îndeplinire împreună cu invitații din studio, iar în studio sunt prezenții experții Iris Viitorul, Diana Ianache și Viorel Pârvan. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, Eu trebuie să spun că primul invitat în această emisiune a fost Ministerul Finanțelor, care este responsabil de implementarea planului sectorial de acțiune anticorupție pe domeniul achizițiilor publice. Cu regret, nu ni s-a răspuns la invitație, dar anunț public, oricând vor dori cei de la Ministerul de Finanțe să discutăm acest subiect, vor fi bineveniți în spațiul public. Eu zic să implicăm în această discuție și publicul și de aceea anunț din capul locului 02 numere de telefon 022-721-758, 022-406-853. Stimați ascultători, puteți interveni începând cu 10:40. Așadar, Iris Viitorul și-a propus de mai mult timp să monitorizeze ce se întâmplă și cum se transparentizează sectorul achizițiilor publice. Vreau să îmi spuneți de când și ce constatări aveți până la acest moment. Am fost martorii unor rapoarte în 2018, da? Acum urmează să mai fie un raport pe 2019. Dacă doriți, mergem înapoi puțin către 2018 ca să spunem ce s-a întâmplat atunci. Da, vă rog. Da, așa cum spuneați dumneavoastră, acest plan de acțiuni sectorial anticorupție în achiziții publice a fost elaborat, deci puțin doar despre contextul elaborării acestui plan, în rând cu alte planuri sectoriale pe alte domenii, deci din start a fost ales domeniul achizițiilor publice, având în vedere vulnerabilitatea la corupție, deci și cum ziceam, mai sunt și alte planuri. Respectiv, acest plan a fost elaborat pentru 2 ani, deși este perioada 2018-2020, practic acțiunile sunt stabilite pentru 2018 și 2019, așadar urmează probabil ca să fie luată o decizie de către autoritățile responsabile ce facem în continuare, în anul curent. Și da, desigur, deci IDIS Viitorul monitorizează de mai mulți ani achizițiile publice, bugetele publice și tot ce vizează transparența și eficiența utilizării banilor publici. În acest sens, am hotărât să monitorizăm și să evaluăm progresul privind implementarea acestui plan, pe care noi l-am considerat extrem de necesar pentru a face o radiografie a abuzurilor și corupției integrității în domeniul achizițiilor. Și dacă este să vorbim despre raportul pe care l-am lansat și l-am publicat pentru anul 2018, rezultatele au fost destul de modeste, deci în cifre ar însemna în felul următor, deci doar 16,7% din acțiuni au fost realizate fără deficiențe, avem 33% realizate cu deficiențe și avem fie 25% sau a patra parte din acțiuni nerealizate, da? Deci nici măcar inițiate. Iar dacă vorbim de evaluarea calitativă, care la fel a fost o parte a metodologiei noastre pe lângă cea cantitativă, atunci situația e un pic și mai proastă, deci practic avem situația în care doar, deci iarăși în cazul la 25% din acțiuni s-a atestat o lipsă de impact, evident, având în vedere că nici nu s-au inițiat, însă deci rezultatele la fel au arătat cu un impact major sau activitatea
activitățile, acțiunile care au avut un impact major au fost doar de 8,3%. Deci aceasta vorbește, sau aceasta metodologia pe care noi am elaborat-o a luat în calcul și părerile mai multor actori. Aici mă refer atât a mediului privat. Adică s-a făcut și un sondaj. Sigur, de opinie, da. Am făcut un sondaj care nu este unul reprezentativ, l-am făcut noi experții care am elaborat studiu, dar la care au participat, asta este important, că au participat atât autoritățile contractante, cât și mediul privat, care vine, deci este mai deschis să spună despre neregulile care au loc în sistem și, desigur, societatea civilă, alte organizații care monitorizează achizițiile sau chiar cetățeni care cumva la fel sunt responsabili și stau cu ochiul pe autoritățile care fac achiziții publice. Și iată, acest, în special la percepție și la indicatorii calitativi sau la aprecierea calitativă a fost luat în calcul rezultatele acestor sondaje, care, iată, nu arată foarte bine. Mm-hmm. Bine, acestea sunt cifre și ele arată că planul nu prea se implementează. Dar eu vreau așa, ca să fie clar pentru ascultători, dar chiar și pentru mine, că sunt interesat. Să luăm pe capitole de angajament și de obligațiuni. La ce s-a angajat Guvernul și Ministerul Finanțelor, inclusiv prin acest plan sectorial de acțiune anticorupție? La propriu, la angajamente. La ce s-a angajat și ce face și ce nu face? Da, deja în termen de evaluare necantitativă, dar calitativă. De fapt, planul de acțiune anticorupție în domeniul achizițiilor publice conține 6 capitole sau 6 priorități, cum sunt intitulate în plan. Fiecare prioritate prevede mai multe acțiuni care ar trebui să fie implementate către autoritățile în domeniu. Prioritățile sau acele capitole se referă practic la tot spectrul de probleme sau tot spectrul de aspecte care constituie acel sistem al achizițiilor publice. Este vorba de ajustarea cadrului legal național la achiul comunitar. Uh-huh. Da, ajustarea cadrului legal. Uh-huh. Da, și revizuirea acelor norme care contravin acestui cadru legal. Urmează acțiuni ce se referă la ridicarea capacității autorităților contractante de a acele instruiri sau pentru ei, pentru a putea efectua achizițiile publice eficient. Instruirea în vederea unor aplicării unei metode corecte și transparente. Da. Uh-huh. Este vorba de asigurarea transparenței procesului de achiziții publice. Aici sunt mai multe aspecte și inclusiv acel sistem electronic AmTender. Sunt acțiuni ce se referă la consolidarea mediului de afaceri și a societății civile în prevenirea corupției și monitorizarea achizițiilor publice. Avem anumite acțiuni ce se referă la tot sistemul de contestări în achiziții publice și soluționarea acestor contestări în caz când apar anumite încălcări. Și o altă prioritate ar fi implementarea sistemului informațional de achiziții publice și bune practici și identificare, prevenirea corupției. Trebuiau să ne conducă spre ceva bun, adică spre un progres. Trebuia să ne conduc într-adevăr spre un progres, spre a avea un sistem de achiziții publice eficient, transparent, fără fraude, fără corupție, în care banul public este utilizat eficient. De facto, realitatea, ceea ce am monitorizat noi, arată situația este cu totul alta. În 2018, cum a spus și colega Diana, acțiunile, dacă cantitativ au fost realizate, jumătate din ele au fost realizate, unele au fost parțial realizate, atunci impactul acestor acțiuni, practic 90%, a fost un impact moderat. Nu s-a simțit acel impact care ar fi trebuit să fie. Da. Haideți să luăm pe capitole, dacă sunteți de acord. Luăm de la primul capitol, ajustarea cadrului legal la IQ european. Cum se întâmplă? Ce se face? Ce se realizează? De fapt, sunt două directive. Nu faci nimic fără o lege? Da. Sau fără o reglementare normativă legală?
Da, de fapt avem două directive importante mari care, conform planului, cadrul legal național trebuie să fie ajustat acestora. Una din directive, într-adevăr, s-a armonizat cadrul legal acea directivă și s-a făcut anumite modificări importante în 2018 la legea achizițiilor publice. Avem astfel de lege voluminoasă și cuprinde tot spectrul de proceduri și etape și principii conform care desfășoară achizițiile publice. Dar avem o altă directivă care încă nu a fost implementată, se referă la achizițiile în sectorul de utilități. Se are în vedere cele domenii ca apa, energie, electrică, transport, poșta. Este un proiect de lege adoptat sau aprobat de guvern și înaintat spre examinare în Parlament, dar încă nu a fost aprobat. Acest proiect de lege e important, spre exemplu, prin de ce e important acest proiect? De obicei, la astfel de achiziții participă întreprinderile de stat, în mare parte, da? Întreprinderile capital de stat sau municipal. Și atunci, acest domeniu este foarte vag reglementat în actuala legislație. Ele, de fapt, nu se conduc decât prevederi legale. Dacă va fi adoptat acest proiect de lege, acele întreprinderi care activează în domeniu energetic, transport, apă, poștă, vor avea o lege după care se vor conduce, respectiv vor aplica toate principiile Uniunii Europene în acest domeniu achizițiilor. Cealaltă întreprindere de stat, la fel, planul prevede adoptarea unui regulament de către guvern care la fel le va reglementa aceste proceduri de achiziții publice, regulament care la fel încă nu este adoptat. Dar trebuia să fie. Trebuia să fie, da. Conform planului sectorial. Da. Exact, da. Este una dintre acțiunile din plan, de altfel... Și dacă o rotiță în tot mecanismul ăsta lipsește, înseamnă că nici mașinăria toată nu pornește. Exact, nu da, merge. Sunt niște carențe, ori atunci când vorbim despre corupție, de fapt corupția este un simptom, e o febră, știți, altfel spus așa ca să înțeleagă toată lumea. Și ea este generată de niște factori. Păi iată, printre factorii ăștia pot fi, iată, aceste carențe legislative sau unele neconcordanțe legislative care apar. Și atunci apare discreția în luarea deciziilor și o autoritate poate decide să urmeze regula sau norma care îi convine ei în acel moment. Poate fi, iată, ceea ce a menționat și Viorel și este și în raport, lipsa capacităților, la fel generează corupții. Unele nereguli sau unele încălcări sunt și fără rea intenție. Dar lipsa capacităților, așa mai pe înțeles, mai ce pe înțeles asta ar noi deja că... ne-am coborât jos spre capitolul 2, da? Da, da, exact. La asta și am vrut să le iau pe rând. Deci lipsa capacităților ar însemna că noi avem în Republica Moldova peste 3.000 de autorități contractanti. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă peste 3.000 de entități publice, autorități publice, inclusiv pornind de la centrale, ministerii și agenții, etc., și până la fiecare primărie din țară, care este în sensul legii achizițiilor publice o autoritate contractantă. Adică este abilitată să își desfășoare proceduri de achiziție publică. În sensul ăsta, evident este că la nivel local nu fiecare primărie are un specialist în achiziții. Prin urmare, de acest domeniu se ocupă o persoană care deține, de fapt, alte funcții de bază. Deci, cumva, trebuie să țină ritmul și pe domeniul achizițiilor publice. Însuși primarul sau nu? Însuși primarul sau secretarul sau juristul, dacă este și jurist, dacă este, ar putea să nu fie nici ăsta, sau contabilul sau altă persoană. De aceea noi și-am propus și o altă acțiune din plan, că le iau așa pe rând, este ca să se încerce cel puțin pe unele sectoare, pe unele domenii, să se centralizeze achizițiile. Atunci când vorbim de centralizare, nu vorbim despre termenul clasic, da, care s-ar putea să fie înțeles greșit, dar vorbim despre următoarea situație. Deci fiecare entitate publică sau are nevoie de birotică, de produse de birotică, da, de la hârtie și până la printer și așa mai departe. De ce trebuie ca, spre exemplu, chiar în primăria municipiului Chișinău să avem circa 50 de autorități contractante. Deci asta înseamnă că fiecare direcție municipală și fiecare entitate își face propriile achiziții. Aceasta evident că este mai puțin eficient decât s-ar procura pentru toate entitățile birotică, de exemplu, anual sau de două ori pe an sau trimestrial sau în funcție de cum decid ei. Deci asta cumva ar fi demonstrat și la nivel internațional că în țările mici
nu este eficient, da, să ai un sistem atât de descentralizat de achiziție publică. Pentru că atunci când fiecare entitate din cele 3.000 își lansează propria achiziție pentru a procura birotică sau hârtie sau alte lucruri care sunt necesare oricărei entități publice, evident că vor fi și prețurile mai mari și ei vor alege o achiziție mic, care este mai puțin transparent, trebuie să recunoaștem. Acum am gândit repede că fiecare redacție, să zicem, din Casa Radio, fiecare redacție, fiecare grup de jurnaliști ar putea să fie autoritate contractantă, da? Da, să-și decide singură, da, cumva, soarta achizițiilor. Iată, asta nu este prea eficient și, desigur, trebuie să gândim un mecanism mai eficient, da? Și asta este și una din activitățile din plan, și anume identificarea unor mecanisme deci instituirea unor entități centralizate de achiziții. Și vorbeam, aceasta ar putea fi pe diferite sectoare. Cum avem dar în medicină. Asta se conține în planul sectorial de care noi vorbim. Da, sigur, da, se conține. Și nu se aduce la îndeplinire, nu se face. Cel puțin nu s-a făcut nicio acțiune în ultimii ani, deci noi avem două entități în Moldova care fac achiziții centralizat. Avem în domeniul sănătății, avem centru de achiziții centralizate în sănătate, în medicină, care deci procură medicamente și dispozitive medicale pentru spitalele și centrele de sănătate din țară. Și avem și administrația de stat a drumurilor, pe al doilea sector, care implementează proiecte sau achiziții pe lucrări de construcții, reabilitare, construcții a drumurilor. Deci acestea două sectoare sunt, dar ele deci funcționează de câțiva ani încă dinainte de a fi elaborat acest plan. Și cumva, iată, aici iarăși este o carență. Lipsa aceasta de capacități la fel uneori poate genera diverse abuzuri și diverse aspecte și fapte coruptibile. De asemenea, noi vorbim de transparență. Transparența, de fapt, iarăși este un factor al corupției. Deci acolo unde nu este transparență, apare corupția. Cu cât transparența crește, cu atât se reduce corupția. Pentru că toți văd, pentru că cetățeanul vede ce se întâmplă, pentru că autoritatea se responsabilizează, și iată, iarăși este o legătură directă, ori aceasta este una dintre prioritățile la fel planului respectiv. Dar ce presupunea transparentizarea la propriu, la concret? Adică eu am mai citit materiale înainte vreme, se vorbea într-o perioadă, inclusiv la Ministerul Finanțelor, despre e-achiziții, e-tender. Adică prin asta trebuia să ajungă la un grad bun de transparentizare. Eu am înțeles corect? Da, este adevărat. Acest capitol? Sistemele electronice în oricare domeniu sau în oricare serviciu public, de fapt, sunt un instrument de a crește transparența și eficiența. Și iată, este exact exemplul achizițiilor publice. Într-adevăr, noi în ultimii 2 ani sau începând cu 2017 s-a implementat un nou sistem de achiziții publice electronic și iată cu intenția sau cu scopul desigur de a ridica transparența în sector și de a aduce mai multă eficiență, da? Și desigur, ziceam, prioritatea 3 din planul respectiv este 3 sau, da, din planul respectiv tocmai conține și una dintre acțiunile ce vizează dezvoltarea sistemului electronic. Din păcate, avem multe carențe, pentru că, deși avem un sistem nou de achiziții electronice, totuși acest sistem nu asigură desfășurarea unei achiziții cap-coadă, adică de la perioada de planificare și până la implementarea contractului. Deci ea se oprește după, să zicem, selectarea câștigătorului. Și atunci, pentru noi, foarte important este etapa de management a contractului, de implementare. Ori acolo, de regulă, se găsesc cele mai multe încălcări despre care, sau la acces la care noi nu avem practic deloc. Deci nu cunoaștem când se implementează, care sunt etapele implementării unui proiect, când se livrează, dacă s-a livrat corect, dacă au fost făcute plățile corespunzător și așa mai departe. Și în sensul ăsta, dar cum să fie achiziții electronice și să nu fie transparență, să nu fie clar? Pentru că sistemul electronic presupune, tehnic vorbind, foarte multe componente, da? Dacă pot spune așa, și orice sistem electronic de altfel se implementează pe etape.
Însă, totuși, a durat deja, avem mai bine de 2 ani de când îl implementăm și nu este încă, să zicem, nu acoperă încă întreg procesul, deci este un proces și în implementarea sistemului electronic. De aceea, noi cumva mizam ca să fie, să aibă loc mai rapid și mai mult decât atât să fie un... Deci toate achizițiile să le poți găsi într-un punct unic, care, iată, la fel este o acțiune din plan. Adică orice persoană interesată, nu neapărat să fie, nu știu, să te ocupi de asta zilnic, dar orice persoană interesată ar putea să acceseze, de exemplu, sistemul electronic de achiziții și să găsească orice achiziție a primăriei de care e interesat sau a unei alte entități. Din păcate, acum nu avem acest punct unic, pentru că sistemul, având în vedere că nu acoperă tot ciclul încă de achiziții și mai mult primele 2 etape, deci de planificare și de lansare nemijlocită a licitației. Contractele sunt publicate pe site-ul Agenției Achiziției Publice, deci procedurile în sistemul electronic. Sistemul electronic la fel mai are niște carențe la partea de tot filtre și motoare de căutare, deci este destul de dificil pentru un cetățean, pentru o persoană să găsească anumite achiziții în sistem. Deși, sigur, nu putem... cumva nu putem să nu menționăm că acesta a contribuit foarte mult la sporirea transparenței, deci comparativ cu sistemul care l-am avut da, anterior. Da, nu s-a încadrat în termeni, să înțeleg. Da, da, deci acesta ar fi trebuit să fie realizat până la jumătatea anului 2019, dacă este să ne uităm în plan. Deci, practic, acțiunile care vizează sistemul electronic sunt în anul 2019, semestrul 1 sau semestrul 2. Da. Mai avem un capitol pe care vrem să-l discutăm. A zis domnul Părvan, așa ca prioritate, pe locul 4 stă consultarea mediului de afaceri sau? Consolidarea. Consolidarea. Mediul de afaceri aici, ce amestec ar avea? Sare în vedere companiile private care participă la achizițiile publice, ele tot trebuie să cunoască cum să participe la acest proces, ce documente trebuie să îndeplinească, criteriile care trebuie să le îndeplinească, cum corect să înainteze aceste documente, respectiv în acest sens au elaborat un șir de ghiduri. Școlarizare pentru mediul de afaceri în ceea ce privește achizițiile. Inclusiv și depunerea contestațiilor, în cazul când nu sunt de acord cu anumită procedură sau rezultatul procedurii, pot contesta acea decizie sau anumite acte în cadrul procedurii și toate aceste momente sunt. Sub acest aspect s-a lucrat și rezultate sunt, ghidurile sunt disponibile, operatorii economici au informații destul, nu aici este problema probabil. Da, dar ziceați că ați efectuat un sondaj în care ați implicat și mediul de afaceri, respondenții au fost și din mediul de afaceri, ce au zis ei, cei din mediul de afaceri, pe cât de optimist sau de promițător acest proces de transparentizare a sectorului, a achizițiilor publice? Am făcut și un sondaj în cadrul monitorizării planului de achiziții, am făcut mai multe index sau încredere în achiziții publice 2018 și 2019. Două ediții. De fapt, rezultatele, dacă mi-aduc aminte cifre, pot să mă greșesc, și la nivelul de încredere și la nivelul transparenței, mediul de afaceri a apreciat destul de cum punct destul de slab, jur de o treime din ei cumva au încredere sau consideră acest sistem transparent, s-a observat o anumită tendință de creștere sub anumite aspecte, de exemplu, încredere în transparență cu lansarea acelui tender care cumva s-a început un proces mai mare de transparentizare, dar per general nivelul de încredere este încă unul destul de jos. Suntem la ora 10:40, aici e emisiunea Spațiu Public, o ediție în care vorbim despre transparentizarea sectorului de achiziții publice și depunerea acestuia pe un picior corect, greșit, european. Invitați în studio analiștii economici, Diana Enachi și Viorel Părvan de la IDES Viitorul. Am zis în acest moment putem recepționa și
apeluri din public, publicul interesat de acest subiect, achizițiile publice, ne poate suna începând din acest moment, 10:40. Eu vroiam să vă spun, pentru că în momentul când am făcut promovare pentru această emisiune și pentru subiectul pe care îl discutăm, cineva m-a sunat în redacție și mi-a spus că ar fi dorit să participe la această discuție, dar că e implicat într-o ședință, dar mi-a zis în felul următor. În administrațiile publice locale, fraudele pe domeniul achizițiilor publice sunt la ordinea de zi și că acel cetățean îmi spune nu se resimte niciun fel de transparentizare, niciun fel de aplicare a planului de acțiune anticorupție. Iată așa o percepție a felului ce se întâmplă în acest sector am avut din public. Ce ne spuneți? Cum ați putea să comentați lucrul acesta? În administrația publică locală, cu adevărat, există asemenea un astfel de fenomen? Probabil eu aș percepe această părere mai mult referitoare la achizițiile de valoare mică pe care le fac primăriile din țară și aceasta în contextul în care prin amendamentele la legea achizițiilor publice din 2018, din octombrie 2018, da? Deci au crescut pragurile sau valorile pentru care se fac achiziții de valoare mică. Asta înseamnă că dacă anterior aveam niște praguri mult mai mici, acum deja avem pragul de 200 de mii lei pentru bunuri și servicii și 250 de mii pentru lucrări. Deci, da, deci altfel spus, achizițiile până la aceste valori se fac conform unui regulament pentru achizițiile de valoare mică, adică nu urmând legea achizițiilor publice, care se aplică pentru achizițiile mai mari de aceste sume. Asta ca să fie înțeles tuturor. Și cel mai probabil aceasta s-ar putea referi la faptul că, de fapt, aceasta a fost și o îngrijorare a noastră atunci când s-au făcut aceste modificări la legea 131. Noi am ieșit și cu un apel public la acel moment, mai multe organizații ale societății civile, în care ne-am exprimat îngrijorarea pentru faptul că entitățile contractante și în special autoritățile locale au bugete extrem de mici, sunt foarte multe entități, respectiv au bugete foarte mici și aceste sume de 200.000 lei și 250.000 lei pentru ei sunt mari. Ceea ce înseamnă că, practic, cea mai mare parte a achizițiilor pe care le fac autoritățile locale acum sunt de valoare mică. Ceea ce înseamnă, evident, că nu urmează regulile legii achizițiilor publice. Deci, practic, au un nivel mult mai scăzut de transparență decât o au procedurile parte a legii 131. Și probabil la 200 de mii ar fi o valoare mică? Ar fi o valoare mică pentru primărie, sigur, da. Mai ales pentru bunuri, servicii. Deci, dacă vorbim de lucrări, s-ar putea să fie și unele lucrări mai mari, de genul, nu știu, jumătate de milion, un milion de lei pentru drumuri sau pentru sisteme de apă și canalizare, dar astea nu se fac nici măcar anual, probabil, în unele localități. Deci, în mare parte, nu știu dacă pot să dau un număr, dar cu siguranță 80% din achiziții sunt de valoare mică acum la multe primării care nu au proiecte mari de infrastructură, de dezvoltare, care chiar și acolo, în mare parte, sunt cu suportul sau cu resurse, inclusiv din exterior, pentru că bugetele sunt foarte mici. Și atunci, tot ce cum cumpără ei zi de zi bunuri, servicii de întreținere și tot felul de bunuri necesare pentru administrație, practic vin sub acest prag. De aia probabil și se simte cumva această reticență din partea cetățenilor care nu văd de fapt cum a crescut transparența, dar s-ar putea să fie chiar din potrivă. Da, dacă eventual ați stat să comparați nivelul de transparență în achiziții la diverse administrații, la administrația publică centrală și administrația publică locală, unde credeți sau nu că doar să credeți, dar să constatați unde se întâmplă mai multe nereguli? Poate nu e corect să împărțim pe local și central, doar ca mențiune, autoritățile centrale au cu mult mai mari capacități și posibilități de a avea personal instruit care se ocupă din domeniul achizițiilor publice, de a avea informații și a putea efectua aceste achiziții corect. La nivel local, problema cea mai mare este că nu au nici personal și nici capacități. Dacă vorbim... Eu am să vă rog să vă rețineți gândul pentru că avem un apel din public. Vă rog să luați căștile.
pentru a dialoga cu ascultătorul nostru. Bună dimineața, vorbiți, vă rog. Bună dimineața sau bună ziua, cum doriți. Vă ascultăm. Eu sunt obligat să sun, pentru că persoana care a solicitat să participe la emisiune sunt eu, Andrei Bejanar, din București de Jos, la Florești. A mai fost cineva? A mai fost cineva. Doamne, să fie și îmi pare bine, că nu mai sunt și mai bine, ca mai mulțumesc. Deci întrebarea mea este că eu sunt consilier local, sunt membru al Comisiei de Licitație în Consiliu. Și iată, noi ne-am pomenit într-o problemă, dilemă, că ni se construiește un apeduct care trebuia să fie dat în exploatare încă anul trecut, în luna octombrie. Pe parcursul când se construia apeductul, veneau informații. Nu ajung bani, trebuie bani, căutați bani, căutăm iar, de la Elveția, pasam, de la Consiliul Raional, de la noi, comunitatea. Am uia la recent, la ziua de azi, iarăși s-a stopat construcția pe duc, fiindcă că nu ajung câteva sute de mii. Întrebarea mea, domnilor, când nu ajung acești bani în urma unei licitații făcute, cine trebuie să pui, să depui acești bani? Noi, comunitatea, sau cel care a câștigat licitația? Da, domnul Bijinaru, vă mulțumesc. Da, am înțeles întrebarea sau nu? Da, am înțeles. E înțeleasă întrebarea, da? Sigur. Da, domn Părvan, doamna Ienache, înțeles, mulțumim. Răspundem. Da, aș putea să încerc cel puțin să-i explic, pentru că nu știu situația exact și nu am văzut achiziția respectivă ca să pot să intru în detalii, dar pentru a-i răspunde la întrebarea domnului legată de ce se întâmplă în cazul în care iată n-ajung bani și sunt nevoiți să mai aloce din bugetul local, trebuie să menționez că legea prevede ca, posibilitatea ca un contract de achiziție publică să fie majorat sau micșorat eventual dacă este necesitate. Și această limită este de 15% din valoarea contractului actualmente, deci anterior chiar a fost 30%. Actualmente este 15% pentru a asigura că sunt ulterior luate în considerare poate anumite, nu știu, lucrări care n-au fost la timp identificate ca fiind necesare sau pentru uneori chiar și apare situația în care nici nu s-a proiectat exact cum, conform necesităților autorității. Respectiv, această 15% de a majora un contract de achiziție este legal. Deja, dar asta înseamnă cumulativ pe tot parcursul perioadei contractului. Deci nu poate avea loc de mai multe ori și în final să ajungi la o majorare de 100%, de 50% sau 100%. De aceea, da, ea se alocă, evident, din bugetul autorității sau autoritatea trebuie să găsească aceste resurse. Însă aici trebuie să menționez că unul dintre riscurile de corupție pe care noi le-am identificat în alte sau în activitățile noastre de monitorizare și în rapoarte și este un risc, deci nu doar pentru țara noastră, este în general un risc de corupție în achiziții, este acea instrument prin care o companie câștigă o achiziție atunci când este cel mai mic preț, intenționat, deci vine cu un preț mai mic, ca ulterior câștigând acest contract sau având mari șanse să-l câștige, ulterior după ce încheie contractul cu autoritatea, deci imediat practic solicită majorarea acestui contract, desigur, în limita legală. Și de multe ori am avut cazuri în care identificam și chiar Curtea de Conturi a identificat astfel de cazuri atunci când a făcut auditul achizițiilor publice, că aceste majorări erau practic, sau aceste solicitări de majorare a contractelor de achiziții, se încadrează practic exact în această limită legală. Atunci când era 30%, erau de circa 27, 28, 29%. Iar acum când este 15% la fel, se apropie de această limită legală. Deci de aici apar aceste, s-ar putea să fie riscuri de corupție. Însă iarăși un alt risc și un alt aspect, aici poate fi și proasta planificare din partea autorității. Deci eu doar dau niște scenarii, nu știu care e situația exactă, pentru că n-am văzut achiziția. S-ar putea să fie planificat autoritatea, deci nu așa cum trebuie și atunci între timp apar diverse necesități, domnul Beginaru, dacă vă place explicația, bine, dacă nu, reveniți și puteți să ne dați alte detalii. Da. Acum mai vorbim cu cineva din public, ne mai sună cineva. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, vorbiți, vă rog! Tatiana, sărut mâna, când sunt împărșeni la Hâncești. Și îmi pare bine. Doamna Tatiana, asta, Curtea de Conturi, a fost domnul Urecheanu, și tot la radio Moldova, se plânge că sute de milioane se, asta, le depisează
să rămân moarte. Dar asta o întrebare, a doua întrebare. Chiar eu, pe asta la noi, Consiliul Raional Hâncești, 3.120.000 au furat asistențe sociale și până în ziua de azi s-au întors mai 200.000, 5 ani de zile, în timp de 5 ani de zile. S-au întors mai 200.000. 2.220.000, până în ziua de azi, ca 5 ani de zile, nu știu cât a să fie întoarsă cel între 2.200.000. Asta una, a doilea, a treilea, 3 milioane o întors înapoi. Vicepreședintele Raiolului, domnul Chetaru, Anatolii, asta tăticul lui Viorel Chetaru, care a fost corupție. Da, am înțeles. M-a dosărit la bătaie la mine și mă rog, mă dezbat așa pentru bătrânii ăștia, că 3 milioane de ajutoare sociale și perioada rece, le-au întors înapoi, unde înapoi, așa și am încercat la dumneavoastră să scot cu cajă, și nici cu cajă n-au fost schimb discos. Da, domn Parfenie? Da. Cum s-o cot lucrurile astea? Cum de înțeles? Când mi-a s-a suflat 200-250.000, dar aici milioane se vârtesc. Da. E înțeleasă întrebarea domnului sau e o constatare pe care trebuie să o comentăm? Da, cred că mai mult o constatare. Poate. Da, bine. De fapt, a făcut trimitere la Curte de Conturi. Și vorba de eu să-mi scot răgușeala, nu știu ce se întâmplă azi. Vorbim despre achiziții, de asta am și regușit. De fapt, s-a vorbit despre etapa cea mai problematică când are loc executarea acestor contracte și atunci apar aceste cauze de fraude sau ilegalități și faptul că nu poartă nimeni răspundere pentru aceasta sau dacă sunt atrași la răspundere, nu se recuperează banii. Aici este... Adică ce folos că, virgulă, da. Curtea de Conturi vine în Parlament și dă raport și spune câți exact. Bani publici s-au delapidat, că nimeni nu poartă nicio răspundere. Da, noi știm, am avut și discuții și chiar și cu Centrul Național Anticorupție, care ne-au spus că da, ei câteva cazuri le investigează, nimeni nu raportează, cele care le raportează, ele investigează, dar de multe ori nu depistează nimic sau este cadrul legal care cumva nu le dă posibilitatea să sancționeze anumite persoane sau sunt alte autorități care nu-și fac treaba și, ca spre exemplu, Consiliul Concurenței și nu depistează practicile neoneste sau neconcurența neloială. Domnul Deginaru, ascultătorul nostru a revenit, vrea să concretizeze, să dea detalii la situația pe care a descris-o. Domnul Deginaru, vă ascultăm. Alo? Da, sunteți în emisie. Eu vreau să fac, să deschidă niște paranteze. Da. Proiectul despre care vorbesc eu este un proiect foarte mare, de zeci de milioane de lei. Și a cuprins mai multe localități de Răunul Florești. În toate localitățile s-a terminat proiectul, s-a implementat. La noi, la Cucureștii de Sus, Cucureștii de Jos, am rămas în urmă. Și atunci când merge vorba despre această licitație și cu participarea noastră personală de 2.500 de lei și care ne-a stabilit chiar și prețul la apă, Andreo, apa care noi n-am primit-o a fost stabilită de 19 lei cubul și nici având nici apă, ne-a spus că am spătit cam 21. Nu e asta problema. Problema că licitațiile au fost făcute în mod centralizat de către dezvoltarea regională Nord, Belț. Regional, înțelegi să spun eu? Da, da. Înțelegi? Da. Și iată, făcând această licitație și ne ajungând acești bani, noi îmblăm și căutăm bani. Și de la regională Belț și apa s-a încheiat proiectul. Nu ne mai dă bani, ne rămâne Consiliul Raional și rămâne este două primării, Curești de Jos și Curești de Sus. Și noi ne gândim, de unde găsim noi aceste sute mii de lei? Da. Acum e clar? Da, este, de fapt, se referă domnul la o achiziție probabil făcută din Fondul Național de Dezvoltare Regională, care este... Domnul Beginaru, ați închis? Sau sunteți bine? Da. Și sunt niște licitații, probabil pentru lucrări, dacă vorbește despre apă și canalizare, dumnealui spunea, da? Da, exact. Da? Aici sunt la fel, deja cumva trecem un pic spre
spre altă problemă de la achiziții publice, deoarece de fapt asta ține de modul în care este administrat acest Fond Național de Dezvoltare Regională, care anual are sute de milioane de lei, cred că dacă nu greșesc, anul trecut au fost vreo 400 de milioane. Și nemijlocit au loc sau se implementează proiecte regionale. Dumnealui vorbește de o situație în care în alte, cumva nu este foarte, foarte clar. În alte localități s-a implementat, iar în două localități așa și nu s-a implementat, deși a fost contribuția personală sau individuală a cetățenilor, să înțeleg, da? Probabil că nu putem noi să stabilim acum care ar fi fost încălcările, pentru că nu știm situația exactă, însă, din păcate, chiar și ultimul, acum Curtea de Conturi a făcut audit la modul în care a fost utilizat Fondul Național pentru Dezvoltare Regională în ultimii vreo 3 ani, dacă nu greșesc. Și constatările sunt foarte și foarte negative, aș spune. Deci, practic, o bună parte din proiectele regionale care au fost inițiate, ele așa și nu au fost încă finalizate timp de iată atâția ani de zile. Deci sunt niște constatări, chiar acum, recent, Curtea de Conturi a prezentat acest raport la audiat în Parlament și rezultatele am văzut că sunt extrem de negative. Dar nu pot să mă expun, chiar nu îmi permit să mă expun pe această achiziție specifică. Trebuie să vezi exact. Să vezi părțile contractante, ce au făcut și cum au făcut. Poate putem să discutăm mai în detaliu cu domnul respectiv. Da. Bine, dacă dumnealui va considera că e nevoie, poate apela la ajutorul dumneavoastră. Da. Putem să discutăm. Bine, vă mulțumesc. Domnul Părvan, vă întrebasem înainte de aceste sunete, de sunetele din partea ascultătorilor, despre ce fac autoritățile centrale, ce fac cele locale pe domeniul transparentizării achizițiilor publice și ați spus că capacitățile unora sunt mai mari, capacitățile altora sunt mai mici. Și totuși? Am vrut doar să accentuez că fraude și corupție există atât și pot exista și există atât la nivel local și la nivel central. Nu putem să spunem că există mai mult la nivel local și mai puțin la nivel central. Este vorba de fiecare entitate contractantă care desfășoară acea achiziție și interesul celor părți care de respective la acea achiziție respectivă. Noi doar suntem cei care încercăm să monitorizăm dacă în general sistemul funcționează, dacă sunt implementate toate acțiunile care ar evita aceste cauze de fraude, atât la nivel central cât și la nivel local, iar autoritățile responsabile care pot contracara aceste fenomene ar trebui să-și facă treaba. Noi am depistat doar faptul că sunt anumite probleme la nivel legal care cumva împiedic să fie rezolvate toate aceste probleme. Acel cadru legal care nu este racordat și multe hotărâri de guvern când nu sunt elaborate sau nu corespund legii. Codul contravențional care a fost exclus un articol și nu dă posibilitate să fie sancționat persoanele în achiziții. Eu vreau să vă întreb, dar ce se întâmplă? De ce nu putem sancționa fraudele care se întâmplă pe domeniul achizițiilor publice? Păi asta și vreau să... Avem legi suficiente? Avem și cadrul legal, cum spuneam, este destul de contradictoriu în acest sens. Spre exemplu, avem acea hotărâre de guvern cu includerea în lista neagră operatorilor economici care au deviat sau făcut încălcări în acest proces și spre regret acea listă sau în acea listă nu se includ acele autorități, companii, autoritățile contractante nu solicită agenției achiziții publice să includă aceste companii sau chiar dacă se includ companiile, cadrul legal este așa de natură că le permite celor fondatori să-și creeze alte firme și să participe la alte licitații, alte achiziții cu alte firme și iarăși să continuă acele fraude. Toate aceste momente noi le-am indicat în rapoartele noastre, le-am adus la cunoștință autoritățile, toate sunt cunoscute. Vom continua și în viitor să... Poate ne mai întâlnim o dată la momentul când Ministerul Finanțelor va dori să discute acest subiect împreună cu noi și iar dumneavoastră veți avea deja raportul definitivat. Pentru astăzi vă mulțumesc, mulțumesc și publicului care a fost activ și a sunat. Îl îndemn să fie și pe mai departe cu postul național de radio. Pentru toată lumea o zi bună, la revedere, mulțumesc!